banderola de capitan în această confruntare. Foarte mult depinde de evoluția ei în această întâlnire. Start în meciul Republica Moldova-România. Îl vedem în imagine și pe selecționerul nostru, Eduard Blănuță. Din nou pierd posesia tricolorele, nu se ridică fanionul și este 1-0 pentru România. Au încercat să facă pasul la offside, însă în cele din urmă marchează Mihaela Ciolacu. 1-0, așteptăm reluarea pentru a ne da seama dacă a fost sau nu o poziție de offside. Cert este că este deschidere de scor, 1-0. Marchează Mihaela Ciolacu. Greșesc pasa fetele noastre, minge pentru Florentina Olar, intră în careu, o pasă, un șut pe lângă, am avut noroc și la această fază, extrem de periculoasă. Aici liberă Olar, poate să urce. Olivia Oprea, Mihaela Ciolacu, este și acoperă acea zonă, Natalia Munteanu, cu riscul unei accidentări, va fi lovitură de la colț pentru România. Oaspete. Urmează o centrare, lovitură de cap, Natalia Munteanu intervine spectaculos. Ștefania Fătafu trimite pe poziție viitoare, din nou pericol la poarta noastră, urmează centrarea, însă n-au reușit jucătoarele lui Cristi Dulca să șuteze din prima, intervine din nou Natalia Munteanu în minutul 35. Ioana Bortan pasă pentru Florentina Olar. Bună această preluare, urmează centrarea liberă în care o lovitură de cap pe deasupra porții. Aproape să facă dubla, sau a fost execuția Laurei Rus, aproape de 2-0. Elevele lui Cristian Dulca în minutul 36. Fluieră finalul primei reprize, Caroline Lansens. Se descurcă în cele din urmă Irina Topal. Riscantă această pasă greșită, un șut însă pe lângă poartă, trimis de Cristina Carp. Cea mai mare ocazie din repriza a doua. Gered, minge deviată și autogol, 2-0 pentru România. O deviere nefericită, n-a mai putut interveni Natalia Munteanu. Eugenia Răilean trimite mingea în proprie poartă în minutul 67. A încercat să intervină Natalia Munteanu, însă a plonjat practic în zadar. Eugenia Răilean trimite spre Veronica Cojuhari. O recuperare, un șut, prinde în doi timpi Andreea Părăluță. Un șut pe spațiul porții, ce i-a aparținut lui Anastasie Cernitu. Ciolacu trimite pentru Ana Maria Vlădulescu, un duel cu Daniela Mardar. Mai departe, Herceg șutează pe deasupra porții. Și 3-0. Al treilea gol în poarta noastră, este felicitat Brigida Göder în minutul 89. 3-0. Uzabeh, deposedată.
Radulescu, șutează și gol! Senzațional gol marcat de Ana Maria Vlădulescu. Practic pune cireașa pe tort în acest meci și imediat se aude și fluierul de final al Carolinei Lansens. 4-0 pentru România. Un gol absolut senzațional. Am impresia că mingea s-a dus direct în vincul porții Nataliei Munteanu. Și după acest gol s-a auzit și fluierul de final. Ana Maria Vlădulescu marchează al 4-lea gol în poarta Republicii Moldova. Iată și toate cele 4 marcatoare. Mihaela Ciolacu a deschis scorul. Eugenia Răilean a trimis mingea în propria poartă. Brigida Ghioder a făcut 3-0, iar Ana Maria Vlădulescu a stabilit rezultatul final al acestei întâlniri.